Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Astăzi, fracțiunea Partidului Socialiștilor vine și cu o noutate îmbucurătoare pentru toți cetățenii Republicii Moldova. O să fac referire că prin decizia Curții Constituționale din 22 februarie 2021 a fost deblocată investițiile capitale pentru întreaga Republică Moldova și deblocat programul Drumuri Bune pentru toată Republica Moldova, deoarece, după cum știți, aceasta era blocată de un grup de deputați din partea fracțiunii PAS. De fapt, aceștia adresându-se, este vorba de deputații din fracțiunea PAS, Veronica Roșca și Petru Frunze, adresându-se printr-o decizie, printr-o cerere de interpretarea constituționalității anexei numărul 7 la bugeta, la legea bugetului de stat, au blocat, de fapt, investițiile începând cu 1 ianuarie. Curtea Constituțională s-a exprimat prin în data 23 decembrie că se respinge cererea, deoarece totul este în limitele normei constituționale și deputații prin vot și-au exprimat decizia de a susține investițiile pe întreaga teritoriul Republicii Moldova. Totodată, la 22 februarie, acești deputați, care de fapt nu au avut niciun amendament la legea bugetului numărul 7, ceea ce ține, anexa numărul 7, ceea ce ține de includerea unor cheltuieli investiționale sau a unor propuneri în unele localități, ei au solicitat suspendarea anexei numărul 7, fapt ce a dus la situația că două luni de zile toate primăriile din Republica Moldova, toate consiliile raionale au fost cu neputință de a începe procedura de achiziții publice în acest domeniu. Mai mult ca atât, Ministerul Finanțelor venind cu o scrisoare de recomandare de a nu efectua proceduri de achiziție, în mod indirect undeva bloca toate procedurile de procurare. În felul ăsta, repet încă o dată, neavând niciun amendament, acești doi deputați au blocat pe două luni de zile inițierea achizițiilor în toată Republica Moldova pentru reparația școlilor, grădiniților, caselor de cultură, stațiilor, sălilor de sport, infrastructura rutieră, amenajarea curții blocurilor de municipiu Chișinău, și din alte orașe și din sate. Ba mai mult, Curtea Constituțională la data 23 decembrie 2020, deci a respins cererea lor, lucru care pe ei nu i-a mulțumit. Desigur că acestea au influențat asupra ramurilor construcțiilor, în primul rând, pe teritoriul Republicii Moldova, însă de fiecare dată, deci aceste lucruri undeva denotă aroganța acestor deputați, pentru că înțeleg eu că ei nu au făcut din numele propriu, au făcut din numele fracțiunii, însă în felul ăsta, încă o dată repet, deci toate primăriile, toate localitățile au rămas două luni de zile blocate la acest capitol. Astfel, venim cu un apel către toți primarii, toate consiliile raionale, de orice nivel, să inițieze procedura de achiziții publice ceea ce ține de investițiile capitale în satele și orașele Republicii Moldova și totodată să inițieze acele proceduri de achiziție pentru reparația drumurilor în localitățile Republicii Moldova. Ministerul Finanțelor, de asemenea, venim cu un apel de a debloca această situație și de, deși s-au pierdut două luni de zile, să deruleze acest proces în strictă concordanță cu prevederile legale. În felul ăsta, suplimentar, atenționăm că Comisia Economiei, Buget și Finanță a Parlamentului Republicii Moldova rămâne deschisă pentru colaborarea cu toți președinții de raion, cu toți primarii din localități, pentru a acorda suport în asimilarea mijloacelor destinate investițiilor capitale și a programului național Drumuri Bune. Asta a fost mesajul. Și vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Cu Doamne ajută!
Mulțumim mult!